thank you for coming. Here we are, official delegation. Această misiune este una de 3 zile. Aceasta este ultima zi. Am avut până acum foarte multe discuții interesante și fructuoase cu persoane de la Ministerul Mediului, la nivel de ministru și secretar de stat, cu reprezentanții ai ONG-urilor, cu mai multe părți interesate și reprezentanții ai Consiliilor Județene. Revenind la reguli, acestea sunt foarte importante pentru că noi, când facem la Consiliul, trebuie să adoptăm un raport. Este foarte important să respectăm regulile gustifețe, pentru că altfel poate fi pus sub semnul întrebării raportul nostru. Ar fi foarte ciudat ca după doar 3 zile să venim aici să vă propunem soluții și să vă spunem ce să faceți. De aceasta, după cum v-am spus, este o misiune de constatare, adică de a colecta informații și nu a fost deloc ușor. Știm foarte bine că statisticile și datele care există diferă în funcție de persoanele cu care vorbești și numărul de urși și cantitatea tăierilor ilegale de pădure care s-au făcut, numerele diferă. Au fost mai multe versiuni pe care le-am auzit. Nu putem alege cui să dăm crezare, așadar mai întâi de toate trebuie să ne facem bine temele și am convenit cu toate părțile interesate ca după această misiune să transmitem întrebări în scris după ce procesăm toate informațiile, să primim răspunsuri și după aceea să răspundem la toate.